Capitolul 26. Vine iarna. Ce iute trece vara, măcar că, în parte, fiecare zi a fost lungă. Toamna a venit repede, încă nu eram pregătiți și hotărâți unde vom ierna. Cei trei, Hașiu, Ghiță, Baciu și Leu și profesorul erau deciși să ierneze în munte. Ceilalți credeam că ne vom putea ocroti în sate. În ce mă privește, aveam o problemă personală. De câțiva ani, tata era bolnav și acum era pe moarte. Dorea să mă mai vadă odată, iar eu doream același lucru. În acel an, securitatea din Făgăraș, sub conducerea lui Mezei, Licht și a altora ca cu nume de aceeași rezonanță, inventase o metodă originală de chinuire a părinților noștri. Victima era scoasă în afara satului, într-un loc ferit, legată de mâini și de picioare și atârnată ca un pendul de creangă unui copac, apoi lovită cu parul până leșina. Era dezlegată după aceea și aruncată la poartă sau lăsată pe loc. Nu știu ce a suferit tata, că n-a vrut să spună nimănui. Peruncăreanul, tatălui Ghiță și Baciu și pe tatălui Leu, i-au legat cu curelele opincilor de picioare ca să spună unde ne aflăm. Toți aveau să se stingă foarte repede. Cât se însera, grădina și casa părintească erau păzite. Aveam în fața casei un paltin bătrân și rămuros. Un individ se urca în fiecare seară în el, cu arma ațintită. Cei din casă îl vedeau pe geam. În grădină erau alții. Se așteptau să vină acasă. Mi-a fost dat să aflu peste 35 de ani cine era cel din copac. În 1985 am fost chemat de un colonel de miliție care voia să mă vadă, la Miercurea Sibiului. Cât i-am urmărit cu miliția călare prin 1949-50, apoi prin 1953-54 și cât te-am păzit în pomul din fața casei voastre, de apăreai, te lichidam. Ai avut noroc că nu te-ai arătat că-ți găuream fundul. Și o spunea cu aceeași sete cu care m-ar fi împușcat și atunci. Și dumneata, i-am spus eu, ai avut noroc. Dar nu că nu te-am văzut, pur și simplu n-am vrut să tragem. Credeam că nu mai vă prefaceți că ne căutați. Aduceți-vă aminte, între Pojorta și Gura Văii, lângă drumul de hotar, se afla o livadă. Mai este și astăzi livada aceea. Într-o noapte de vară v-ați oprit și ați legat caii de gard. Ați intrat în grădină, v-ați așezat pe iarbă și ați chefuit. Eram la abia 50 de metri de voi. O apăsare pe trăgat și poate nu mai aveam ocazia să vorbim acum, dar n-am făcut-o. Deosebirea dintre mine și dumneata e aceasta. Dumneata m-ai fi ucis, dar n-ai putut. Eu aș fi putut să o fac, dar n-am făcut-o. Și altă dată ne-am întâlnit la o întretăiere de drumuri de hotar între Șomartin, Chirpău și Săsăuș, în 1953. E acolo o poiană în pădure, într-o noapte cu ceață, prin noiembrie, ne-am trezit din întâmplare în mijlocul poienii și caii legați în jur au început să sfore. Aveați un foc în marginea pădurii, erați grămadă lângă el, că era frig. Dacă am fi tras, n-aveați ce ne face, că aveam pădurea în spatele nostru. Dar și de data asta n-am vrut să tragem. Ne-a smințit santinela după ce am ieșit din poiană. Am dat alarma și ați ieșit cu lanternele, vă amintiți? A tăcut și n-a mai zis nimic. De dus, tot m-am dus acasă. Am organizat lucrul acesta cu unchiul meu, Vasile. M-am ascuns noaptea în glugile de coceni de pe pământul nostru. Ziua a venit unchiul cu carul cu gunoi, a încărcat apoi snopii de coceni și eu m-am ascuns în car. Așa am intrat în sat și în curte. N-am stat mai mult de o oră. Tata mi-a prins mâinile în mâinile lui uscate și mă privea în ochi. Totdeauna am avut o sfială față de el. Făcuse atâtea sacrificii pentru mine și eu, de când mă ridicasem, nu i-am adus decât necazuri. Și îmi părea rău. Nu i-am respectat nici dorința de a mă face preot, dacă se putea, de Roma. Și el nu-mi reproșa nimic. Am îndrăznit să-i spun. Dacă aș fi fost preot, tată, tot aici eram. Da, dar atunci n-aveai pușcă.
n-ai avut nici tu niciun noroc pe lume. A rămas cu ochii pironiți la mine. Când am plecat, mi-a șoptit: fii mereu în păcat cu Dumnezeu. L-am sărutat și am ieșit. Din curte am ieșit într-o ladă în car, acoperită cu gunoi. Tata a murit în ajunul Crăciunului. Când au tras clopotele, n-a trebuit să mă întreb cine a murit. I-am văzut în mormântarea, căci m-am dus noaptea la un om vecin cu cimitirul și m-am urcat în podul casei. În convoiul mortoar se afla și securitatea, bănuia că mă voi duce la mormântare. Acasă rămâneau mama cu două surori de 14 și de 12 ani. Ar fi fost destul numai atât pentru o văduvă de a munci și de a da cotele. Mai eram și eu pe deasupra și din primăvară era să fie și mai rău. Majoritatea iernii am făcut-o la un consătean, Virgil Șotcan. Era un om cu suflet mare. De altfel, în casa aceea aveam un loc aparte. Tata a fost prieten cu bătrânul Nică Șotcan. Împreună au fost în America în 1910. Ca și tata, avea o ladă cu amintiri din lumea nouă, cu nelipsitul carnet de romanțe și cântece patriotice. Mai era și Odiseea unui sătean de-al nostru, dezrădăcinat de sărăcie și pornit într-o lume necunoscută. Toate întâmplările din lunga călătorie, de pe tren, prin țări străine, unde nu mă știe nimeni și unde nu mă recunoaște decât frunza și iarba, care e ca și în țara mea, lungul drum de săptămâni, tot pe apă și apă, precum și minunile Americii, până l-a luat bosul în primire și după aceea toate erau descrise în versuri. Ca și tata, și avea nelipsitul calapod de fier pentru opinci, fără de care nu te credea nimeni că ai fost în America. Ca și tata, păstra cu sfințenie un costum de haine negre, dar pe care nu le îmbrăca. Tata îl ținea pentru mine, dacă aș fi ajuns și eu vreun domn pe potriva costumului. Pe semne că n-am ajuns niciodată la un așa grad de domnie, căci nu l-am îmbrăcat nici când. Mai era o amintire sfântă în această familie, avuseseră un copil pe Nicuță, deodată cu mine. Am fost botezați în aceeași apă, crescusem și ne jucasem împreună, am stat la școală în aceeași bancă. În clasa a doua ne-am îmbolnăvit și unul și altul, de anghină și scarlatină, ca de altfel toți copiii satului, în fiecare zi murea câte unul. Mă mir și acum cu câtă seninătate privea moartea pe atunci. Mi-aduc aminte de scrisoarea ce mi-a trimis-o cu câteva zile înainte de a muri. Dragă prietene, să afli și despre mine că din voia lui Dumnezeu mă aflu bolnav și nu pot veni la voi. Află mai departe că dacă oi muri, îți las cartea cu păsărele, știi tu care. Al tău prieten care te dorește, Nicuță. I-am răspuns că dacă voi muri eu, îi las penarul ăla rotund, care îi plăcea așa de mult. Am și acum această carte de pânză cu păsărelele colorate și pe lume aveam de atunci a doua mamă în persoana mamei lui Nicuță, Rița. De câte ori mă vedea, mă chema la dumnealor și crescând, când veneam de la liceu, din armată sau de la facultate, treceam pe la tânsi. Și Nicuță ar fi venit acum cu tine, ziceau ei. Când am ajuns să stau ascuns, au spus tot așa: și Nicuță ar fi fost acum cu tine. Și mai aveau ceva acești oameni, o nemărginită încredere în Dumnezeu. Veneau dânsii la mine să mă mângâie și să-mi dea încredere: nu fi năcăjit, că Dumnezeu e deasupra noastră. Așa erau și bătrânii și cei mijlocii, Gilu și Maria, și tot așa își creșteau și cele două fetițe. De vom dori să ne întoarcem la vechea noastră omenie românească și va fi nevoie de exemple de familii românești, aș pune și această familie drept model de urmat. Într-o noapte ne-am trezit și cu părintele David, preotul din sat, despre care am spus că era urmărit, și am rămas împreună o bună bucată de timp. Încărunțise, dar era împăcat cu soarta și încă era optimist. Făcea rugăciunile acum în casă, cu aceeași smerenie cu care oficia altădată liturghia în biserică. Era îndurerat de ușurința cu care unii preoți și credincioși au lăsat legea unită. Dar au trecut la o biserică soră, am încercat eu o explicație. Nu-i vorba unde au trecut, ci motivele ce i-au făcut să treacă. Ce puțin înseamnă credința pentru poporul nostru. Mă tem că avem să-L vindem pe Dumnezeu cu bucățica, fie uniți, fie neuniți. Dacă s-ar fi făcut presiuni să treacă ei la noi, lucrurile s-ar fi întâmplat la fel.
Dacă Anna Pauker i-ar fi silit sau numai le-ar fi promis avantaje materiale, mă tem că și împrejur s-ar tăia. Uite cu câtă ușurință se duc femeile și tineretul la ședințe, la serbări, unde cântă slavă lui Stalin. E vorba de nepăsare, de nepăsarea cu care ne afundăm într-o noapte fără de sfârșit. Nu ateismul e periculos. Ca fi ateu înseamnă totuși o problemă de conștiință, ci o credință numai de formă, redusă la câteva obiceiuri exterioare fără conținut. Asta e periculos. Avea scris o carte cu toate gândurile dumnealui și o purta cu el alături de Patrafir și Atimis, pentru a face liturghie oriunde se ducea. Dorea o înnoire a bisericii, o înviere a ei. Ne lăudăm că poporul nostru s-a născut creștin. Nu știu dacă cu asta îl vom impresiona pe Iisus, dar așa cum practicăm noi creștinismul, dovedește că parcă nu ne-am încreștinat încă. Era împăcat că fetițele lui de 11 și 13 ani erau îngrijite de o rudenie. Peste un an însă, rudenia va fi arestată și două copile vor rămâne pe drumuri. Pe vremea aceea era mare îndrăsneală să ai milă de copiii unui bandit, fie el și pop. Când ne-am despărțit, am hotărât să păstrăm legătura prin Gilu. Încă vreun an ne-am mai întâlnit, apoi ne-am pierdut, când nu ne-am mai putut apropia de sate. Atunci, chiar că nu am mai putut să dăm unul de altul, auzeam numai zvornul despre dânsul și toate de același fel. Ba că niște oameni au dat de el în pădure și avea barba până în pământ, ba că a iernat în podul unei biserici, ba că, descoperit într-un sat, s-a făcut nevăzut în fața securiștilor până la întâmplarea aceea din iarna lui 1955, la Bobotează, când a fost descoperit într-o glugă de coceni, în zăpadă, și a fost aruncat într-un camion al securității. E, aceasta nu mai era zvon. Îi țin minte ultimile cuvinte. Puneți jertfa voastră în seama credinței, ca să adunăm cu toții atâta jertfă ca bunul Dumnezeu să se îndure și să ne scape de comunism. A mai fost ceva în familia aceasta, s-au dovedit printre puțini oameni care au știut să păstreze secretul. Nici astăzi nu știe nimeni că a fost gazda noastră. Românii noștri, pe vremea aceea, erau curajoși, sinceri, chiar și darnici, dar nu puteau tăcea. Știau bine ce chinuri, ce condamnări riscau dacă afla securitatea, dar cu toate acestea tot vorbeau. Spuneau la un frate, acesta la o soră, asta la o cumnată, până știa tot satul. De multe ori, mergând la un om, îl auzeam. Bă, bine că ați dat și pe la mine, că am aflat că ați fost pe la Cutare și mă gândeam că ați fi mânioși pe mine. Ne-a fost foarte greu să ne creăm o rețea de oameni ce știau să lucreze și să tacă. E nevoie și aici de o educație. S-ar putea ca în istoria noastră să mai avem nevoie de oameni care știu să tacă și să lucreze. Și ar trebui încă să se facă aceasta de pe băncile școlii. Securitatea ne-a căutat toată iarna, de obicei pe la rudenii, fără a da însă de urma cuiva. Orbe căiau, pur și simplu. Încă nu aveau puse la punct rețeaua de informatori. În iarnă, unități de securitate au făcut demonstrații de forță prin sate, manevre prin curți, de apărarea satelor, dar fără să insiste anume undeva. Tot atunci au aruncat undițe părinților și rudenilor noastre să se prindă. Se găseau cu greu bocanci, asta ca exemplu. Când iată că un oarecare umblă prin sat și vinde bocanci bărbătești, trece și pe la noi și mama, nebănuind nimic rău, cumpără o pereche și mi-i trimite, mulțumită că mă știe încălțat. I-am trimis bocanci înapoi, cerându-i ca neapărat să-i încalțe dânsa și să-i poarte pe afară. După vreo lună, cel ce vânduse bocanci a fost purtat de miliție din casă în casă, arătând cui a vândut bocancii și adunându-i. Dacă mama nu i-ar fi avut, era o dovadă sigură că mi-a dat mie. Peste un an avea să se repete povestea sub altă formă. Mama avea un frate plecat în America, de mult timp. Corespondeam cu dânsul de Crăciun și de Paști. După război ne-a trimis și un pachet. Mai nou, însă, orice corespondență încetase. Într-o zi primește însă un aviz de pachet de la Vama Externă, Brașov. Mama se duce și îl ridică. Conținea haine, încălțăminte și medicamente. Era și o scrisoare ca din partea mătușii, cea care scria de obicei. Am comparat scrisul cu scrisorile vechi și păreau scrise de aceeași mână. Ciudat era stilul.
Pe lângă formulele obișnuite, scrisoarea conținea cuvinte de origine franceză ca imediat sau desigur, pe care românii americani nu le folosesc, căci atunci când au plecat, aceste cuvinte nu existau în vocabularul satului. Hainele erau parcă croite pentru mine și mai ales pentru munte. Am bănuit cursa și am spus mamei să le țină în ladă. După vreo 3-4 luni a venit securitatea, a răsturnat casa și le-a luat înapoi după listă. Într-o situație însă ne-am păcălit și eu și mama. Știam că un oarecare, fost coleg de școală primară, avea un pistol deosebit. M-am dus la el și l-am cerut. A scăldat într-un fel de explicație fără înțeles, că să vadă, că să caute, că nu-i la îndemână. Am dedus că nu vrea să-mi-l dea și l-am lăsat în pace. După 2 ani, insul s-a dus la mama acasă și i-a lăsat 2 pistoale. Eu am trimis-o cu pistoalele înapoi. Apoi, după mult timp, m-am dus din nou la el. Nu bănuiam nimic rău. Pistoalele erau bine conservate, cu defecte mici și fără cartușe. Eram cu baciu, care a insistat să le luăm. El le-a reparat, iar cartușe am luat din altă parte. În 1952, acest fapt avea să fie cap de acuzare pentru mama pentru a fi condamnată, iar insul va fi martor acuzator. Da, între timp, el se va ridica destul de sus în lumea comunistă. Se numea Milian Iaru. Venim vorba de arme, iată o întâmplare din acel an 1949. În timpul războiului, la un om din sat, stătuse ascuns un comunist din București. Trebuie că era unul cu putere de ungere, că toți oamenii cu care vorbise el în acel cap de sat, după 23 august, se înscriseseră în frontul plugarilor. În fruntea lor era Gheorghe Han, al lui Iosif. M-a mirat, mai ales că acei oameni erau cu destulă bunăstare, aveau și pământ mai mult decât ceilalți oameni din sat și mai ales multe oi. Am căutat să le explic cât de mult se înșală. Le-am citit din cărțile lui Stalin ce scria despre țăranii înstăriți, culacii și ce soarte îi va aștepta. Veți ajunge slugi la oile voastre. Pe unul l-am convins, pe Gheorghe Zaharia, dar pe alții nu. Acesta, deschizându-și ochii, ajunsese un sprijinitor al nostru. Între timp, odată cu mărirea cotelor obligatorii, au ajuns și ceilalți la spusele mele. Recolta trebuia dată mai toată, iar de la oi nu le rămânea decât munca și zdroaba. Acum se făceau presiuni să intre în Partidul Comunist. Odată, când am trecut pe la cel numit mai sus, mi-a spus că Gheorghe Han era pe moarte și vrea să vorbească cu mine. M-am dus într-o seară pe la el. Omul răcise în iarnă cu oile. A mers din rău în mai rău și acum era pe ducă, efectiv. Vrea să-și ceară iertare pentru răul ce mi l-a făcut. Fiindcă nu înțelegeam, mi-a spus că m-a părât în câteva rânduri la șeful de post. Acesta, de fapt fiind om cum se cade, m-a prevenit de fiecare dată, șeful de post, dar nu mi-a spus cine era cel care mă părâse. După al doilea război mondial mai funcționau lagărele de concentrare și, de mă aresta, sigur eram trimis într-unul din ele. Nu bănuisem niciodată cine era cel ce îmi purta de grijă, acum cu ghilimelele de rigoare, cel ce mă păra de fapt în sat. Acum îi părea rău că s-a înșelat în privința regimului comunist și mă ruga să-l iert. I-am spus că eu l-am iertat de atunci pe cel care mă părâse și nu am nimic împotriva lui. Mai am ceva să-ți dau, a zis el și a arătat sub pat o lădiță pe care mi-a făcut semn să o deschid. În ea se afla o armă germană, în foarte bună stare, cu multe cartușe. Și mi-a zis așa, să vă ajute Dumnezeu să scăpați țara de comuniști. E, uite, au fost, se vede, și oameni de bună credință care, fără să vrea, au dus rău fraților lor.